spre Etiopia acasă, mergeau un foamen plin de gânduri. Îndeapă un sfânder se închinase, precum făcuni, atâtea rânduri. Un dor fierbinte avea pe suflet, dorința după mântuire. În lungul vieții sale umblet, el n-aflase încă fericire. Deși era un vistiernic, ministru în țara sa natală, un om școlit frumos puternic, avea o inimă tot goală. Când oamenii citea scriptura, istoria din vremea veche, îi rezonase învățătura destul de straniu pe ureche. Se terminase sărbătoarea, urmare colta înnoirii și mulți descopereau salvarea, secretul sfânt al fericirii. Acum stătea întins în carul împărătesei lui Candace, deși nu aflase încă harul a ca să ajungă acasă în pace. Căci Duhul Sfânt, atent la toate, lucrând chiar de dimineață, i-a zis lui Filip, du-te îndată, și ajunge carul cel din față. S-a conformat militărește, diaconul în ascultare, și când pe famine îl găsește, îi pune grabnic o întrebare. Pricepu ce citești străine, că răsfăiești acum scriptura, cum să înțeleg că nu are cine să tălmăcească învățătura? Citea cu vocea lui plăcută, Isaia cartea cea profundă, el a fost dus ca oia mută, ce vrea păstorul, iar s-o tundă. El n-avea de las nici apărare, camionul dus la junghere, zdrobit sub vina noastră mare, murea în cea mai grea durere. Și ce copturi din vremea aceea vor încerca să-l înțeleagă, să vedem jertfa sa ideea de har și dragoste și pace. Spre Filip, famenul privește, te rog profetul despre sine sau despre altul glesuiește, trecând prin moarte și rușine. Evanghelistul atunci cu sete și prinde toată bucuria de a tălmăcit pe tinderete scripturile despre Mesia. Hristos e steaua, pâinea vie și marea în două despărțită, precum și stânga din pustie, ce în veci de veci este neclintită. I-a spus cum Domnul se coboară în Betleemul din Iudeia, prin Duhul Sfânt și prin Fecioară, trăind apoi în Galileea. Cum era umblând făcând ce-i bine și binecuvântând poporul, celor flămânzi aduse pâine, la mulți fiind vindecătorul. Pe 12 ucenici la număr, i-a instruit dumnezeiește, cum poartă un tată fiu pe umăr și pentru viață îl pregătește. Iar la el veneau și copilașii, dorind să-i binecuvânteze, orice cât îl ghineau vrăjmașii, el nu lăsa să-l întineze. Dar într-o zi, slăbând izbânda, mulțimea l-a primit ca rege, cei mari au pregătit o sânga prostită sub aurii lege. I-au pus o cruce grea pe umeri să ducă în dealul căpăținii și după ce l-au dat la moarte, cadouri și-au trimis păgânii. Și famenul uimit ascultă spre Filip care tot privește, deodată vede apă multă, oprește carul, poruncește. Și-a zis lui Filip, apă, frate, ce pledești sânt să-mi dai botezul? I-a răspuns, nimic se poate, jumena vrea Iisus Hristos să-ți fie crezul. Și-a coborât atunci în apă, când se înceapă nouă viață, cu un duc de sfântă, pocăință. Ieșind afară, ce să vadă? Că-și Filip fură pietre în pripă, să ducă vestea în bună lume, purtat pe-a Duhului aripă. Iar famenul din nou pornește, aduncă o mare bucurie spre Etiopia acasă și Etiopia să știe. Dar tu, de care duc anume, te vei lipi prin contopire? Te vei lăsa atras de lume sau smuls de-al veșniciei mire? Te vei lăsa să te despartă de truda vieții vinovate? Nu vezi religia ta moartă, iar nu-ți de iertare de păcate? Să-L primești acum pe Domnul, ca famenul din Scriptură, să duci din acel dulceață spre veșnica ta fericire. Amin.